Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la prognoza meteo. Vremea va fi predominant frumoasă, cerul va fi variabil, vântul va sufla de la slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 21 de grade, iar cele minime între 6 și 8 grade. Pentru municipiul Zalău, Administrația Națională de Meteorologie a prognozat o zi parțial însorită, unde maxima a ajuns la 20 de grade în miezul zilei, iar la noapte minima se va opri în jurul valorii de 5 grade. Mâine meteorologii anunță vreme răcoroasă în cele 4 orașe ale județului Selaj. În Șimleul Silvaniei, temperatura maximă va ajunge la 18 grade în miezul zilei, iar noaptea minima va scădea la 4 grade. Temperaturi asemănătoare vom avea și în municipiul Zalău, unde, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maximele vor atinge 18 grade în miezul zilei, iar minima va coborî la 4 grade. La fel va fi și în Jibou și Cehul Silvaniei, unde maximele vor atinge 18 grade ziua, iar noaptea temperaturile minime vor scădea la 4 grade. În zilele care urmează, temperaturile scad ușor. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 18 grade Celsius. Joi maxima va atinge 18 grade în timpul zilei, iar noaptea minima va scădea la 4 grade. În cursul zilei de vineri, meteorologii anunță vreme ceva mai rece. Maxima va ajunge la 17 grade în miezul zilei, iar minima se va opri în jurul valorii de 2 grade. Sâmbătă maxima se va situa în jurul valorii de 17 grade, iar noaptea temperatura minimă va coborî la 2 grade. Sunt Diana Pop și vă aștept și la următorul buletin informativ cu noi informații despre vreme. Mai multe detalii legate de prognoza meteo puteți găsi însă și pe site-ul nostru www.salajanul.ro. La revedere!